Cupa Văilor, cea mai veche competiție ce se adresează copiilor de pe întreaga raza județului Sălaj, își desemnează mâine câștigătorii la cele trei discipline: atletism, handbal, mini-volei și volei. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj organizează joi 2 iunie la Zalău, începând cu ora 9, etapa județeană a competiției sportive Cupa Văilor, ediția 48-a. Locațiile de desfășurare a celor patru discipline sportive au fost stabilite, iar la startul etapei județene sunt așteptate să participe echipele clasate pe prima poziție în competițiile pe voi, precum și sportivii clasați pe locul întâi în probele de viteză, săritură în lungime, oină și rezistență la disciplina atletism. Iubitorii de sport din Sălaj dornici să vadă la muncă copiii din cadrul școlilor gimnaziale, care vor fi probabil viitorii performeri de mâine, pot urmări întrecerile de atletism pe stadionul municipal din Zalău. Competiția feminină de handbal va fi găzduită de sala de sport a școlii gimnaziale Corneliu Coposu, iar duelurile masculine se vor disputa în sala de sport a liceului sportiv Avram Iancu. Partidele de mini-fotbal vor fi găzduite de baza sportivă Onyx din cartierul Brădet. Competiția feminină de volei va avea loc în sala de sport a școlii gimnaziale Gheorghe Lazar din Zalău, iar meciurile de volei băieți se vor disputa în sala de sport a Colegiului Tehnic Alessandru Papiu Ilarian. La finalul întrecerilor, echipele clasate pe primele trei locuri vor primi din partea organizatorilor cupe și diplome în competițiile pe echipe, respectiv medalii și diplome în probele disciplinei atletism.